Alertă meteo de ger în aproape toată țara. Temperaturile s-au apropiat de minus 20 de grade în mai multe orașe. Cât mai durează frigul, aflăm de la meteorologul România TV, Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu, te ascultăm! Bună dimineața, Luminița, bună dimineața, doamnelor și domnilor! Până miercuri putem vorbi despre vreme rece și chiar ger. De altfel, așa cum bine spuneai și tu, este foarte frig acum în toate regiunile țării. Sunt valori în zonele mai joase, de la minus 16 grade la Câmpeni până la minus 3 grade în sud-estul țării, în Buzău și la Constanța. Sunt cele mai ridicate valori, minus 7, minus 8 grade și în capitală, dar pe crestele munților sunt într-adevăr, mai ales în Carpații meridionali, valori și sub minus 20 de grade, iar pe vârful Romului, spre exemplu, temperatura resimțită este acum în jur de minus 26 de grade Celsius. În ceea ce privește orele și zilele următoare, pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine, încă vom conta pe vreme foarte rece, așa cum spuneam. Maximele în orele următoare rămân sub pragul înghețului în aproape toată țara, vor fi cam între minus 11 și 0 grade Celsius. Mâine, de asemenea, ger în majoritatea regiunilor, valori până spre minus 18 grade, însă, deja de miercuri dimineață, nu vom mai vorbi despre valori sub pragul gerului decât în estul Transilvaniei, iar în a doua parte a săptămânii scăpăm de ger. Valorile maxime vor reflecta, de asemenea, creșterea valorilor termice prin avans de aer cald spre zona țării noastre, astfel încât mâine vor mai fi maxime negative, cei drept predominante între minus 7 și 2 grade, dar deja la jumătatea săptămânii, miercuri, maximele vor fi predominant pozitive între 0 și 6 grade Celsius, iar joi deja vorbim despre vreme caldă pentru această perioadă, pentru că maximele vor fi cam de la 4 la 10 grade, așadar temperaturi peste cele normale în această perioadă. Și vremea caldă va continua până la finalul acestei săptămâni. Ca aspect, trebuie să remarcăm, pe de o parte, înorările accentuate astăzi în zonele intracarpatice, de altfel doar aici, în regiunile sudice, va fi cer variabil, în celelalte zone, spuneam, nebulozitate accentuată și ninsori slabe, curgul el mai mult, însă mâine ninsorile se extind și se intensifică în zonele intracarpatice, unde stratul de zăpadă se va împrospăta, după care, de la jumătatea săptămânii, odată cu creșterea valorilor termice, vor mai fi precipitații, îndeosebit în zonele intracarpatice, însă tendința este de transformare a ninsorilor în lapoviță și apoi chiar în ploaie și apare așadar pe alocuri pericolul formării poleiului, iar spre finalul săptămânii precipitațiile se extind și vor fi predominant ploi în zonele joase, mai întâi jumătatea de vest a țării, apoi și în celelalte regiuni, așadar, ca să concluzionăm, Luminița, până miercuri dimineața la 10 mai este în vigoare informarea referitoare la vremea rece, la acest val de frig, putem spune, și la ger, după care temperaturile cresc chiar semnificativ și scăpăm de ger, scăpăm chiar de îngheț peste zi, însă vin precipitațiile și la locuri crește pericolul apariției poleiului.